Băieților, ce s-a mai scos și bine, v-am regăsit la un nou videoclip Los Santos. A fost invadat de toți monștrii din Garden of Banban. Și misiunea noastră astăzi este să-i vânăm pe toți. Apăsați acum pe butonul de like, să strângem 1000 de like-uri. Și haideți să vedem ce ne așteaptă, deoarece am înțeles că acei monștri sunt foarte agresivi. Oh my god. Cine a parcat aici lângă mine? Alu? Puh. Cine-i tipul ăsta? Uite, mă, unei și-a parcat mașina. Asta este mașina mea nouă. După cum puteți vedea, mi-am făcut geamurile negru. Să nu mă vadă nicio creatură, deoarece dacă ne va vedea, s-ar putea să ne mănânce complet. Ok, come on. Deci, prima creatură am înțeles că se află pe undeva pe aici. Nu știu, pe la acest bloc care a fost dat jos de Siren Head. Trebuie să ne uităm mai exact pe unde se află. Bro, ce vrea tipa asta? Tu ce vrei de la noi, a? Pleacă numai decât să nu te văd. Să nu te văd în fața mea, mai înăfresă, diga. Trebuie să ne uităm în așa fel să nu ne vadă. Oh my god. Bro, oh, ce s-a întâmplat pe aici. Bro, toate mașinile au ars pur și simplu. E fum mult, bro. Foarte mult fum. Nu știu pe unde se află mai exact. Trebuie să ne uităm. Bro, tipa asta pe unde ai... Ce se întâmplă? Ok. Bro, mi se pare mie sau ce... se află cineva pe aici. Bro, nu pot să intru aici, nu știu. Stai, bro, n-am văzut eu bine sau... Bro, am văzut pe cineva acolo sus. Nu, tu vorbești serios? Nine, prima creatură, oh my god. Asta e o pila. Bro, acea pasăre blestemată. Nu cred așa ceva, uitați-vă și voi cât de uriașă e. Ok, o să mergem la ea. Ah, n-avem o armă, bro, trebuie să-mi iau o armă din spate, din mașină. Ok, perfect, nu, m-am gândit să mă duc pe partea cealaltă, bro. Deoarece aici nu cred că o pot omorâ. O să mă duc pe partea cealaltă. Uite, așa frumușel. Se află undeva pe acolo. Nu trebuie să ne vadă. Dacă ne vede, ok, o să ne mai uităm puțin cu binoclu. Unde? Uite-mă, uite-o. Nine. Bro, mi-e frică de pasărea aia. Nu știu ce ar putea să ne facă. Au, Franklin. Ok, o să iau sniperul. He, unde a dispărut acum? What? Bro. He? Nine. V-am spus eu vouă. Oh my god. Bro, unde s-a urcat? Unde s-a urcat tipa? Tu vorbești serios? Bro, trebuie să avem mare grijă să nu ne vadă. A căzut. Uh-huh. Cred că a murit. A murit sau? Da, bro, a murit. Sau nu? Nu a murit. Unde se duce acum? What? Vrea să ne prindă, cred. Vrea să ne facă ceva. Oh my god. Bro, vine după noi sau? Da, bro, vine după noi. Trebuie să omorâm numai decât. Pam. He? Na, ne omoară, cred. Mm-hmm. Mai du-te și vânează monștrii. Da, ne mănâncă, cred. Ce mă fac eu acum? Na. Bro, să tragă în ea. Mm? Ia. Ce? Ok. Am omorât-o. Mm-hmm. Ok, acum va trebui să ne transformăm în ea. Am înțeles că dacă... mâncăm puțin din ea, ne putem transforma. Ia, 1, 2, 3 și... Oh my god, nu pot să cred, bro, ne-a transformat în această pasăre. Bro, cum sare. Voi vorbiți serios? Stop. Ceva de genul arată, bro. Ok, acum o să mergem în căutarea celorlalți monștri, să vedem dacă îi putem găsi pe aici pe undeva. Am înțeles că se mai află unul pe aici. Ia, și... Oh. Cât de tare putem sări, tu vorbești serios? Haideți să vedem. Am înțeles că, nu știu, monștrii care se află în Los Santos se fac din ce în ce mai agresivi și s-ar putea să fie din ce în ce mai greu să îi omorâm. Așa că dacă o avem pe această pasăre, s-ar putea să îi omorâm mult mai simplu, cred, nu? Haideți să vedem și... Pum! Nu prea atacă cum trebuie, nu prea îmi place. Ok, următorul se află pe acest... bloc aici, am înțeles. Bro, e cel mai mare bloc din GTA 5. Uitați-vă și voi cât de uriaș e. Cum ajungem noi acolo sus? Asta e problema. Haideți să vedem dacă putem sări și... Nu cred. Tu vorbești? Nu cred așa ceva. Deci putem ajunge până acolo. Bro, cât de tare poate sări. Și... Haideți să mai încercăm o dată. Oh my god. Și... o să fie cam greu, vreau să ajungem până acolo sus, cred, nu? Și... Hai încă o dată. Oh my god. Păi eram cât pe ce să ajungem. Hai încă o dată și... Oh my god. Nu cred că e nicio șansă să ajungem până acolo sus. Bro, cât de... E foarte greu să ajungem până acolo.
Și hai încă o dată, încă o dată, încă o dată, încă o dată și... Nu cred, am ajuns. Tu... Am ajuns, bro. Ok. Acum problema e că unde se află... Bro, m-aș da și eu pe topoganul ăsta. Ia. Cum ajungem acolo sus, asta e problema. Hm? Ne putem da? Ce? Da, nu știu cum o să arunc acolo sus. Ești bine? Alo? Am murit. Sau? Hei, trezirea! Ok, s-a trezit din nou. Unde se află, bro, acea... cealaltă creatură? E cumva asta? Alo? Bro, na! Ăsta e flying. E flying ăsta cumva? Bro, unde... Nine. Unde pleci? Alo? Te pot ajuta? Bro, ăsta e... Oh my god. Mamă, ce picioare nașpa are. Am înțeles că ăsta e foarte agresiv. L-am omorât sau... Bro, nu înțeleg ce se întâmplă. Oh. Se află jos sau nu? Bro! He? Unde-i? What? Se află pe undeva pe aici. Nu pot să cred. Mm-hmm. Cred că ne omoară. Uitați-vă și voi. E în spatele nostru, cred, nu? Sau? Trebuie să-l omorâm cumva, nu știu. Uitați-vă și voi, na. Na. Ce vrei, mă? Ce vrei? Uite-l, mă. Uite-l, mă, că vrea să mă atace, mă, să mă omoare. Uh-huh. Nu mai ai tu nicio șansă acum, na. Ce vrei, mă? Pum! Trebuie să-l omorâm numai decât. Trebuie să-l omorâm numai decât. Oh, nu știu dacă... Oh, oh my god! Bro, ce-a fost asta? What? Nu. No. Prea greu să-l omorâm, cred. Hmm? L-am omorât. L-am omorât, oh my god. Nu cred. Ok, perfect, deci mâncăm puțin din el ca să ne putem transforma, da? Și cum? Și? Oh my god, suntem flying dacă vă vine să credeți. Uitați-vă și voi cât de tare arată. Bro, are doar un ochi. Și câte mâini are? 1, 2, 3, 7, 8 mâini are. Cât de tare. Și pum. N-am. Ar fi bine, nu știu, să intrăm undeva în casă, bro. Să-i speriem pe ăștia din Los Santos. Ar fi ceva, cred, nu? Uitați-vă cât de tare arată. Prusare și ăsta. Și foarte rapid, e mai rapid decât celălalt. Scrieți în comentarii care este monstrul vostru favorit din Garden of Banban. Chiar sunt curios. Ăștia ce mai vorbeți, bro? Voi ce vorbiți acolo, mă? Pam! Am o lumărăm și pe celălalt. Ciuc. Cât de puternic e. Ok, următorul monstru, am înțeles că se află în cimitir. O să mergem acolo să vedem dacă se află cineva. Chiar sunt curios. Hai să ne uităm. Ok, cimitirul trebuie să fie aici prin dreapta, cred, nu? Da, e pe undeva pe aici prin dreapta, cred. Da. Uite aici cimitirul trebuie să fie. Bro, mai țin minte că aici am îngropat-o pe Jamila, pe acel câine pe care l-am avut. Undeva pe aici l-am îngropat, nu știu pe... A? Nu mai știu exact. A, da. What? Aha, uitați-vă și voi unde e. Următorul monstru. A, tu fuge. Ți-e frică de noi? Bro, cine e ăsta? A, ăsta e cel porc, bro, nu? Cel bucătar porcușor, nu? Ăsta e un bucătar porc, cred, nu? Ceva de genul, mamă, cât de nașpa arată. Uitați-vă și voi. Unde pleci? Trebuie să-l omorăm numai decât. Am înțeles că ne face rău ăsta. Bântuie, nu am înțeles, orașul. Așa că ți-i dăm una în gură, nu? Și... Pam! Oh my god, direct l-am omorât. Pam! Mai dăm una în cap și... Bro, cum l-am făcut? Ok, o să mâncăm din el. Și după să ne o să ne transformăm în alt monstru. Come on! Și... Oh my god! No way. Tu vorbești serios? Mamă, ce gură nașpa are. Lord. Și are patru ochi, dacă vă vine să credeți. Patru ochi. N-am mai văzut așa ceva. Ok. Haideți să vedem ce poate și... Bro. No. Nine. Și? Mamă, cum a explodat. Totul aici. Oh my god. Ia să vedem și... Pum. Mamă, cât de puternic e. Dați-vă și voi. Dați-vă, mă, la o parte, eh? Că nu aveți nicio șansă. Merge cam greu, mi se pare. Uitați-vă și voi, e prea gras, bro. Nu? Prea grăsuț.
Numai că nu-i problema. Ok, suntem aproape de casa mea aici pe stânga. Hai să vedem dacă este totul în regulă. Chiar sunt curios. 5 ani acasă? Probabil. Haideți să vedem dacă e cineva acasă. Bună ziua! Sunt eu, porcușorul bucătar. What? Cine se află la mine acasă? Alo? Stai ban-ban cumva sau nu văd eu bine? Pru, stai ban-ban? Nu. Ce caută tipul ăsta aici? Alo? He? Bro? Ce caută tipul ăsta? Nu știu, ne-a dispărut. Bro! Trebuie să plecăm numai decât. Bro, am înțeles că ăsta e foarte agresiv dacă ne prinde. De ce aleargă acum? Alo? Unde pleci? Unde pleci, mă? What? De ce aleargă, what? Bro, ai grijă să nu te iau o mașină înainte, mă. La omor, cred, sau? Văd că nu e agresiv, nu? Bro, ce se... Na, cred că ne omoară, Acum ne omoară, cred. Unde e, what? Bro, tu ce vrei, hă? Tu... Trebuie să-l omorăm numai decât. Bro, să facem ceva cu el. L-am omorât sau nu văd bine? What? Nu cred. Bro, ați văzut cât de agresiv era, nu? Oh my god, drăguțul, mamă, e chiar drăguțul. Nu știu, nu trebuie să-l omor, cred. Uitați-vă și voi cum arată. Dar a început să dea în mine, după cum ați văzut. Haideți să mâncăm din el și să ne transformăm. Îți este foame? Poți mânca din el? Și... Ok, suntem ban-ban acum. Mamă, cât de drăguț. Eu nu știu, îmi place la nebunie cum arată tipul ăsta. Dar e foarte agresiv și periculos, după cum am înțeles. Haideți să vedem ce poate să facă. Ok. Bro, deci poate să ia pietre de pe stradă. Și... Oh my god. E chiar tare ăsta. Mamă, îmi place la nebunie și... Pum. Mamă, deci dacă îi dăm cu piatra din asta în cap la cineva... Ia... Mamă, câte mașini sunt acolo și... Oh my god, chiar tare! Pom, digă! Cum? Nu mai ai nicio mașină aici, țac! 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 Mamă, cum le face? Pum! Și... Come on! Lol, cât de tare e ban-ban! Chiar nu mă așteptam! Îmi place la nebunie cum arată, e și drăguț, dar și agresiv! Terapie de rapid oricum! Următorul monstru se află undeva aici pe plajă. Nu știu, cred că face plajă sau nu știu. Mamă, cât de tare se vede insula asta nouă. Haideți să vedem dacă putem înota, bro. Da, bro, putem înota, merge sub apă. Lol, chiar tare. Pe aici pe la plajă am înțeles că se află Nap, Nap. Acel păianjen blestemat. Dar nu știu pe unde se află. Yo! Aha, aici eram. Aha, aici erai, a? Ce cauți acolo? Bro, este frică de noi sau nu văd eu bine? Da, cred că este frică de noi, dacă nu mă înșel. Ok. Dar de ce este frică? Alo? Te pot ajuta cu ceva? Bro. Nu știu ce pot să-i fac, numai că este frică de noi. What? Bro, unde am sărit? Aha, vine după noi, cred. Vine după noi, aha. Uitați-vă și voi. Bro, e în spatele nostru. E în spatele nostru. Uitați-vă. Bă, și voi cât de rapid merge. Bro, sare la extrem. Na. Uite-l acolo, în fața. Oh my god, cred că vrea să ne omoare sau... Bro, ăsta e un păianjen. Și e foarte agresiv, cred. Sau... Na. Uitați-vă și voi cât de tare sare. Aha, ne-am dus. Rip. Rip, amasico. Ce mă fac eu acum? Tu ce vrei, mă? Pam. Ok, o să-i dăm... Pam. Una în cap și cu piatra. O să-i dăm cu piatra în cap. O să-l luăm. Sau, he? Au. Pam. Tu vino aici, mă. Vino cu mine. Vino cu mine. Ok, l-am luat și acum îl aruncăm. Unde să-l aruncăm? Îl aruncăm. Pam! De pământ îl aruncăm. Țac. Țac. Nu mai nicio șansă. Și acum... Oh my god. L-am omorât complet. Nu cred, bro. Haideți să mâncăm din el și să ne transformăm. Let's go. Și... Oh my god. Bro, cât de tare e. Ok, și lasă în spate un fel de... albastru, nu știu, un efect chiar tare, bro. Cât de tare. Îmi place la nebunie cum arată. Și, pam. Mamă, cum îi putem face. Și e foarte rapid. Ce spui, Ianjan? Și uitați-vă și voi ce gură are. Are 3 ochi plus 4 mâini. Numai că un păianjen știu că are mai multe mâini, dacă nu mă înșel, nu? Ăsta e blestemat. Acum, na.
acolo, deci putem trece și prin clădire, dacă nu mă înșel. Uh-huh. Putem trece și prin clădire. Asta e tare, bro. Uitați-vă și voi. Trecem prin mapă, dacă vă vine să credeți. No way. What? Unde am ajuns? Cât de rapid am ajuns? What? Lol. Chiar tare, bro. Chiar mai rămas un monstru, dacă nu mă înșel, nu? Și? Bro, ce putem să facem? Tu vorbești serios? Că putem face o turnadă? Lol. Ia. Haideți să facem aici acea turnadă și... Na, nu cred așa ceva. Uitați-vă și voi cum se face. Bro. Cel mai puternic, cred. Nab, nab. Scrieți în comentarii dacă nu este așa. Îmi place la nebunie cum arată vreo tipul ăsta. Lol. So... Ce? Ești bine? Și... Pam! Ce se întâmplă, what? Cine e ăsta, bro? Ok, Jumbo e după noi. Uh-huh. Dacă vă vine să credeți, bro, monstrul Jumbo e după noi. Și ăsta e foarte agresiv, s-ar putea să ne omoare ăsta. Uitați-vă și voi. Ok, ok. Mă cum sare, nu-l mai văd. Uh-huh. Suntem morți, cred. Suntem morți, nu știu dacă mai putem să-i facem. Putem să-l omorâm, oare? Ia, facem tornada și... Ok, l-am luat cu noi. Ok, a dispărut. E în turnada acolo, cu noi. Cred că a murit. Da, a murit, cred, nu? Sau? Nu. Nu cred așa ceva. Nu știu dacă o să-l pot omorâ, deoarece, cum am înțeles, e mult mai puternic decât Nab-Nab. Nu? Unde-i? Bro. Nu mai înțeleg absolut nimic ce se întâmplă aici. Ok. În spatele nostru, cumva pe aici, nu? Că au venit pompierii. Bro, ce mai caută pompierii la ora asta aici? Nu înțeleg. Tu ce vrei, mă? Bine. Unde? Ok, în partea asta, pum. Și? Cred că l-am omorât. Mai avem puțin, nu? Sau? He? L-am omorât. Nu cred așa ceva. Bro, cât de tare e Nab-Nab. Bun, acum o să ne transformăm în Jumbo. Ok, suntem Jumbo. Josh. Aha. Mamă, și ăsta e chiar tare. Are foarte mulți dinți și are așa, nu știu, un aspect... foarte nașpa. Și haideți să vedem ce putem face cu el. Ok. Bro. Deci putem zbura. Haideți să trecem prin gaura asta și... Let's go. Lol. Haideți să vedem ce putem face. Bro, ok, e mult mai puternic. M-am spus eu vouă, Josh. Și... cum îi facem, bro? Nu cred. Și țac. Mamă, cât de rapid și flexibil poate să fie. Din ochi dă un laser, bro. Din gură. Bro. Din gură dă un laser, bro. Cât de tare e asta. Ok. Chiar tare, nu mă așteptam. Deci arde absolut tot cu acest laser. Uitați-vă și voi cum îi facem. Pe oameni. Bro, îi ardem la complet. Ok, aici avem un laser mult mai mare, nu? Da, mă, e mult mai mare laserul ăsta. Și... oh my god, bro, ce facem prin oraș? Nu cred. Bro, e chiar tare laserul ăsta, nu mă așteptam să fie atât de tare. Care monstru credeți că este cel mai puternic din Garden of Banban? Îs curios. Și dacă ăsta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare cu videoclipuri noi pe acest canal, nu? Ciao!